Este zi de doliu în localitatea Măneuți din Suceava. Cei patru dansatori ai ansamblului Florile Bucovinei morți într-un cumplit accident în timp ce se întorceau de la concert sunt conduși astăzi pe ultimul drum. Printre cei care și-au pierdut viața se află și doi logodnici, Maria în vârstă de 26 de ani și Andrei, care avea 31 de ani. Cei doi erau de 9 ani împreună, iar anul viitor urmau să-și jure credință veșnică în fața lui Dumnezeu. În localitatea Măneuți din Suceava, în loc de nuntă, două familii se pregătesc acum de înmormântare. Bun găsit, doamnelor și domnilor, mare durere aici la Măneuți, unde cei doi logodnici care au murit în urmă cu câteva zile în tragicul accident rutier de la Dorna Candrenilor vor fi conduși împreună pe ultimul drum. Toată comunitatea s-a strâns aici, la căsuța lor, casa pe care ei au ridicat-o și vroiau să se căsătorească anul viitor. Destinul, iată, le-a pregătit însă altceva. În accidentul de la Dorna Candreni au murit în total patru tineri. Patru tineri de la ansamblul artistic Florile Bucovinei. Veneau de la un spectacol pe timp de noapte, au adormit toți, inclusiv șoferul, și autoturismul s-a izbit violent de un stâlp. În urma accidentului, patru tineri au murit, iar un altul se află acum în stare gravă la spital. Comunitatea este în stare de șoc. Oamenii sunt toți îndurerați, nu se așteptau să se întâmple acest lucru, mai ales că cei doi erau foarte cunoscuți aici și foarte respectați. Voiau să vină sătenii anul viitor la nuntă. Iată însă că astăzi îi vor conduce pe ultimul drum.